Fundația Renașterea îi invită pe oameni la o cursă non-competitivă în care vor putea alerga sau plimba pentru o cauză nobilă. Strângerea de fonduri pentru investigații medicale destinate femeilor vulnerabile. Mesajul către toate femeile este acesta. Aveți grijă de voi, faceți un control la sân și cred că astfel putem să prelungim timpul în care putem fi alături de cei dragi. Cursa pentru sănătate este o bucurie. De fapt, noi îndemnăm pe toți să vină pentru a sprijini femeile care sunt în nevoie, care trebuie să-și facă o mamografie și nu au bani sau un test Papa Nicolau. Televiziunea Română, ca partener media, se implică în această campanie. Vrem să informăm despre prevenție, cancer de sân și coluterin. Oferim acestea femeilor defavorizate sau pacientelor care au avut o formă de cancer și care trebuie să-și verifice starea de sănătate regulat. În România, în 80% din cazuri, cancerele la sân sunt depistate în fază avansată. La nivel mondial, mortalitatea asociată cancerului de sân a scăzut în ultimii 20 de ani. În 2018, peste 650.000 de femei au murit din această cauză.